Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit astăzi la un nou tutorial despre tricotat. Un model ajur, frumos, simplu. Se lucrează pe un număr de ochiuri, multiplu de 12. Eu, pe acest eșantion, am ales să lucrez de două ori aceste 12 ochiuri, deci am 24 de ochiuri. Da? Pe înălțime se ridică cu 16 rânduri. Aici deja am lucrat odată cele 16 rânduri și acum în acest tutorial voi repeta cele 16 rânduri. Pe dosul lucrului, toate rândurile cu soț sau pare, lucrăm toate ochiurile pe dos. Bun, acum o să trec la lucru. Imediat. Așa. Am niște andrele noi și mă împac bine cu ele, să știți. Bun, cu toate că nu prea sunt fana andrele plastic, văd că cu acestea mă împac bine. Bun, rândul numărul 1 începem astfel, luăm un jeteu peste andrea. După aceea, următoarele ochiuri le scad împreună pe față spre dreapta. Da? Așa. Deci următoarele două ochiuri le-am scăzut împreună pe față spre dreapta. Iarăși iau un jeteu peste andrea, iarăși următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre dreapta. Bun. Continui cu 8 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Am omis să vă spun că modelul începe chiar de la primul ochi, da? E, acum am repetat am lucrat odată modelul și acum o să-l repet. Deci, iau un jeteu peste andrea, deci am reluat modelul de la capăt cu un jeteu peste andrea, următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre dreapta. Bun, iarăși iau un jeteu peste andrea, iar următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre dreapta. Bun, continui cu 8 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Am terminat rândul numărul 1, da? Trec la rândul numărul 2. Așa, lucrez toate ochiurile pe dos. Bun. Ce nu prea îmi place mie la andrelele astea, nu sunt prea alunecoase, dar probabil pentru că sunt noi. Da, nu știu. Așa, sunt obișnuită cu candrelele să fie un pic mai alunecoase, cu toate că uneori mă încurcă treaba asta. Da, sunt bune, îmi plac. Așa. Mi-au plăcut că au firul lung și sunt comode la lucru datorită acestui fapt. Da? Deci acum lucrăm rândul numărul 2, toate ochiurile pe dos, imediat o să-l terminăm. Să vedeți că e un tutorial foarte simplu, dar modelul e frumos, simplu și frumos. Câteodată mai simplu e mai frumos și mai elegant. Bun. Am terminat. Acum trec la rândul numărul 3. Rândul numărul 3, începem cu un ochi pe față, deci modelul direct, da? Lucrăm un ochi pe față, luăm un jeteu peste andrea, apoi următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre dreapta. Iarăși un jeteu peste andrea, iarăși următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre dreapta. Bun. Continui cu 7 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Și acum o să reiau modelul de la capăt cu un ochi pe față, un jeteu peste Andreea. Următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre dreapta. Așa, iarăși, un jeteu peste Andreea. Iarăși, următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre dreapta. Bun. Continui cu 7 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bun. Am terminat rândul numărul 3. Rândul numărul 4. Lucrăm toate ochiurile pe dos, da? Așa. Bun, merge destul de repejor. Sper să nu fie prea lung tutorialul. Are 16 rânduri în total, v-am spus, pe înălțime. Deja am terminat rândul numărul 4, așa că o să fie bine. Bun. Imediat. Imediat îi dăm de cap. Așa. Acum o să trecem la rândul numărul 5. Rândul numărul 5. Începem cu două ochiuri pe față. Luăm un jeteu peste Andreea. Următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre dreapta. Iarăși un jeteu peste Andreea. Iarăși următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre dreapta și continui cu 6 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum o să reiau modelul de la capăt cu 2 ochiuri pe față. 1, 2, un jeteu peste Andreea. Următoarele 2 ochiuri le scad împreună pe față spre dreapta. Așa. Iar și un jeteu peste Andreea, următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre dreapta. Bun. Și continui cu 6 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bun. Rândul numărul 6, lucrez toate ochiurile pe dos. Bun. Vedeți? Se lucrează foarte simplu. Nu e nimic complicat. Practic este de un joc de ajur, stânga și dreapta, spre stânga și spre dreapta, care dă un efect frumos lucrului. Da? Bun. Trecem acum la rândul numărul 7. Rândul numărul 7 vom începe cu 3 ochiuri pe față. Unu, doi, trei, da? Un jeteu peste Andreea, următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre dreapta. Iarăși un jeteu peste Andreea, următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre dreapta. Și acum continui cu 5 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5. Da?
O să reiau modelul de la capăt cu 3 ochiuri pe față, 1, 2, 3, un jeteu peste Andreea, următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre dreapta, iarăși un jeteu peste Andreea, următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre dreapta. Bun. Și continui cu 5 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5. Am terminat rândul numărul 7. Rândul numărul 8. Lucrăm, bineînțeles, toate ochiurile pe dos. Așa. Bun. Vedeți ce frumos merge? Bun. Acum, când o să începem rândul numărul 9 urmează, da? Deci începem rândul numărul 9. Vom lucra în direcția opusă. Și procedăm astfel. Rândul numărul 9 îl începem cu un jeteu peste Andreea și lucrăm 8 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre stânga, da? Deci schimbăm direcția. Luăm un jeteu peste Andreea și următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre stânga. Acesta e modelul pe care îl repetăm. Deci începem. Un jeteu peste Andreea, 8 ochiuri pe față, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre stânga. Așa. Iau un jeteu peste Andreea și următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre stânga. Da? Așa. Bun. Rândul numărul 10, lucrăm toate ochiurile pe dos. Bun. Merge destul de repede, după cum se vede. Da? Dar să vedeți ce frumos iese. Acum că ne-am ridicat pe înălțime, o se vadă și mai frumos modelul. Bun, am terminat rândul numărul 10. Trecem la rândul numărul 11. Rândul numărul 11, lucrăm 8 ochiuri pe față. Deci modelul începe cu 8 ochiuri pe față. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Următoarele două ochiuri se scad împreună pe față spre stânga. Luăm un jeteu peste Andreea. Următoarele două ochiuri se scad împreună pe față spre stânga. Iarăși un jeteu peste Andreea.
Și am terminat modelul pe care îl vom repeta. Deci 8 ochiuri pe față, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Următoarele două ochiuri se scad împreună pe față spre stânga. Luăm un jeteu peste Andreea. Următoarele două ochiuri se scad împreună pe față spre stânga și urmează să iau un jeteu peste Andreea, cum am luat și aici, da? Însă fiind capătul rândului, ca să nu cumva să pierd jeteu, am să procedez ca atunci când punem un ochi pe Andreea, da? Deci vă arăt încă o dată. În loc să iau jeteu pe Andreea, asta numai la capătul rândului, în mijlocul rândului, deci când modelul este în mijlocul rândului, luați un jeteu peste Andreea, normal. Dar dacă ajungeți la capătul rândului și trebuie să luați un jeteu peste Andreea, ca să fiți sigur că nu-l pierdeți, luați-l ca atunci când, vedeți, când montați un ochi pe Andreea. Mă rog, eu l-am... Deci ca atunci când poftim. Când montați un ochi pe Andreea, da? Deci așa, sper că s-a văzut. Bun. Am terminat rândul numărul 11, rândul numărul 12, lucrăm toate ochiurile pe dos. Așa. Bun. Imediat o să-l terminăm și pe rândul numărul 12. Acum îndată. Bun. Trecem acum la rândul numărul 13, da? Lucrăm 7 ochiuri pe față. Deci începem modelul cu 7 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continuăm cu două ochiuri pe care le scad împreună pe față spre stânga. Iau un jeteu peste Andreea. Următoarele două ochiuri iarăși le scad împreună pe față spre stânga. Iau un jeteu peste Andreea și lucrez un ochi pe față. Acesta e modelul pe care o să-l repet. Deci reiau modelul. 7 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da? Următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre stânga. Iau un jeteu peste Andreea. Iarăși următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre stânga. Iau un jeteu peste Andreea și ultimul ochi îl lucrez pe față. Am terminat rândul numărul 13, rândul numărul 14, toate ochiurile le lucrăm pe dos, da? Așa. Bun. Ne-au mai rămas două rânduri, rândul numărul 15 și rândul numărul 16, pe care le vom lucra imediat. Bun, am terminat rândul numărul 14.
Trec la rândul numărul 15. Începem cu 6 ochiuri pe față modelul, da? 6 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre stânga. Iau un jeteu peste Andreea. Iarăși următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre stânga. Un jeteu peste Andreea. Două ochiuri pe față. Acesta e modelul pe care o să-l repet. Deci, 6 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre stânga. Iau un jeteu peste Andreea. Iarăși următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre stânga. Un jeteu peste Andreea și ultimele două ochiuri le lucrez pe față. 1, 2. 2, da? Întorc lucru. Am terminat rândul numărul 15, am ajuns la ultimul rând, rândul numărul 16. Deci dumneavoastră veți repeta aceste rânduri atâta cât vă este necesar. Bun. Repet, un model simplu, ușor de lucrat, plăcut ca aspect. Este mai degrabă potrivit celor care sunt mai la începutul pasiunii, așa, deci pentru începători, dar este binevenit și pentru avansați când vreți să lucrați așa ca să vă relaxați, fără să vă bateți capul cu un model prea complicat. Bun, am terminat acum rândul numărul 16. Practic, acesta a fost tutorialul de astăzi. Așa, am să trag un pic ca să se vadă. Vedeți? Deci, pe măsură ce am înălțat lucru, se vede și modelul mai frumos. Mai clar, da? Bun, acesta a fost tutorialul meu de astăzi. Sper că v-a plăcut. Sper că o să-l încercați. E un tutorial, pardon, un model de tricotat ajur simplu, da? Vă mulțumesc pentru like și share pe care le primesc zilnic de la dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru timpul acordat vizionării tutorialelor mele. Vă rog să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă nu ați făcut-o încă. Și pentru a fi la curent cu noutățile postate de mine, pur și simplu apăsați clopoțelul aferent videoului. Acum, până data viitoare, vă mulțumesc și vă spun la revedere! Thank you.